Ar fi putut Ceaușescu să evite sfârșitul lui tragic dacă îl asculta pe Mihail Gorbaciov, ultimul președinte al URSS? Vă prezentăm azi culisele ultimelor întâlniri dintre cei doi lideri comuniști. Sunt fabuloase! Aflată în spatele gratiilor, Elena Udrea a găsit soluții pentru ca deținuții să stea mai puține zile în pușcărie. Ce solicitare publică surprinzătoare a făcut, aflați imediat de la noi! George Buhnici va plăti la propriu pentru afirmațiile discriminatorii la adresa femeilor. Cât trebuie să scoată celebrul vlogger din buzunar după decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, vă informăm în câteva clipe. Au apărut primele consecințe drastice ale creșterii exorbitante a facturilor în privința obișnuințelor culinare ale francezilor. La ce preparate preferate au început să renunțe reprezentanții cocoșului galic? Vă spunem în ediția de față! Scandalul laptopului Hunter Biden face victime în rândul agenților FBI. Dezvăluiri de prima mână urmează în scurt timp. Bună seara, doamnelor și domnilor! O nouă ediție de forță cu invitați remarcabili, Mădălin Voicu, Sarmiz Andronic, Radu Herjeu. Bună seara, bine bună ați venit! Seara. Avem o ediție cu subiecte interesante din categorii diverse și din zona, să zicem, tabloidă cumva, dar și din spațiul dezvăluirilor de tip investigații, zona criminalistică, zona politică, zona underground, conspiracy, statul paralel și așa mai departe. Începem cu Mihail Gorbaciov. Foarte pe scurt, dar privind dintr-o altă perspectivă. Sigur, a murit. În mod normal, pentru tineri care nu știu foarte bine cine a fost Mihail Gorbaciov, putem să spunem doar atât, dacă acest om nu era în funcția de președinte al Uniunii Sovietice, URSS, nu știm cum ar fi evoluat lumea. Adică nu știm dacă România ar mai fi trăit o perioadă de libertate și ar fi visat visul libertății. Nu știm dacă Polonia ar fi fost o țară dezvoltată astăzi. Nu știm dacă NATO ar mai fi arătat la fel și dacă pretențiile celor din NATO ar mai fi fost aceleași. Nu știm dacă războiul cu Ucraina ar mai fi existat. Cam asta, în câteva cuvinte, am putut să spun despre Mihail Gorbaciov. A murit la 91 de ani. În ultima perioadă se transformase într-un fel de critică a lui Vladimir Putin. Și postură care nici nu i-a permis, de exemplu, că în acest moment Rusia să-i organizeze funeralii naționale. Deci Putin n-a uitat acest lucru și nici nu i-a organizează, nu i-a organizat funeralii naționale. Omul cu pată pe frunte, pată despre care s-a vorbit și în stil și în sens ezoteric, că ar fi reprezentat arhipelagul siberian și că nu știu ce și nu știu ce, a avut o importanță covârșitoare în istoria umanității. Vom vorbi despre relațiile cu Ceaușescu și ce ar fi fost România. Dacă. Bun. Din punctul vostru de vedere, Sarmiz, Radu, Mădălin Voicu, cum ar fi arătat lumea fără Mihail Gorbaciov? Eu nu știu, dar nu cred că știți cineva. Știm însă cum arată și bine că arată așa. Despre Gorbaciov, sigur, cei tineri știu foarte puține lucruri. S-a negociat o pace între Bush și Gorbaciov la Malta în 1989. Atunci s-a pus bazele căderii Cortinei de Fier. Și iată că s-a și întâmplat acest lucru, numai că este foarte curios că după 33 de ani, exact în anul morții lui, iată că lumea a început să se miște din nou. Bush a promis atunci o perioadă de pace, de altfel și Gorbaciov a făcut o astfel de promisiune, cum că între Rusia și Statele Unite, nu, pentru că s-a încheiat în, atunci războiul rece, deci au promis amândoi lideri că nu va mai fi război și nu vor mai fi tensiuni. Acum, sigur, tensiunile nu au încetat, dar, e adevărat, nu s-a mai vorbit mult timp de război. Tot atunci s-a discutat despre faptul că NATO nu se va extinde. NATO s-a extins și atunci, sigur că aceste mișcări, după cum bine știi, au luat amploare într-o anumită formă. Iar apropo de, spuneai de Ceaușescu, cred că ultima întâlnire a lui Ceaușescu cu Gorbaciov a fost chiar în 1989. Și aș vrea să mai spun că Margaret Thatcher a fost prima care vorbea despre calitățile lui Gorbaciov
despre primul rus care ar putea să fie cumva alături de ei și să facă această schimbare uluitoare în căderea cortinei de fier, ceea ce s-a și întâmplat. Deci Gorbaciov a fost foarte admirat de Bush la acel moment și de Margaret Thatcher și susținut. Deci a fost acest trio foarte bine închegat cu un target comun, dacă îmi permiți această expresie. Ceea ce pot să spun este că am citit într-o carte, asta e un fel de cancan dacă vrei, că atunci când Ceaușescu mergea la Gorbaciov și stăteau față în față, sigur, aparatul lui Gorbaciov pe o parte, aparatul lui Ceaușescu pe partea asta, omologii față în față, erau serviți cu cafea. Și sigur că exista un protocol care se respecta întotdeauna. În 1989 însă, ceștile de cafea ale rușilor au fost duble ca și mărime, da, față de cele ale românilor. Și atunci a existat o îngrijorare. De ce așa? Care este semnalul? Iată că și protocolul se poate respecta sau nu. Și iată că există simbolistică. Da, iată, este o simbolistică. Exact. Asta e o chestie pe care am citit-o într-o carte despre conflictele internaționale și mi s-a părut foarte interesant. E de notorietate, ai fost un prieten bun al lui Nicu Ceaușescu? Da. Foarte bun. Știi foarte multe. Mâine ar fi fost ziua lui. Mâine era ziua lui, da. Ar fi fost ziua lui. S-a prăpădit înainte de vreme, în condiții pe care le-am mai discutat de-a lungul timpului, și de inimărea, în primul rând, probabil. Da. Și din cauza altor motive... care sunt iar cunoscute. Probabil că ai avut acces la o serie de informații legate de modul în care Ceaușescu a perceput schimbările din Uniunea Sovietică, perestroica lui Gorbaciov, faptul că perestroica asta a schimbat omenirea și modul în care cele două blocuri, vestic și estic, se privau unul pe celălalt. Dar apropo de întâlnirea între Gorbaciov și Ceaușescu, întâlnirile, știi ceva în mod special despre cum percepea Ceaușescu, îl percepea pe Gorbaciov? Acum să știți și cred că știți, Gorbaciov nu s-a născut de neant. A fost construit. S-a căutat mult cum să ajungem să constatăm că Rusia, de fapt, URSS, Uniunea Sovietică, se transformă, revine la denumirea de Rusia și are niște libertinisme, să le zic, pe care nu l-ar fi bănuit nimeni, legat de tot ceea ce... mă rog, adunaseră ei ca state, ca popoare, ca lucruri care deja acum văd că încep să fie din nou contestate. Dom'le, problema e așa. Ceaușescu s-a întâlnit cu Gorbaciov. Avem imagini acum interesante de la întâlnirile. Și asta nu este Ceaușescu o cu Gorbaciov. Poveste sau un bazm. Știu, de la persoane oficiale. Și Gorbaciov l-ar fi întrebat, băi, Nicule, cum ar veni? Da. Tu nu schimbi nimic, nu faci și tu, nu știu, ceva, o transformare în bine. Să... Asta când? În 87? Când stau... Nu, asta în 89. În 89. Da, la Malta. La Malta. Și Ceaușescu i-a spus, stai să vezi la anul, în februarie, cum o să se schimbe multe lucruri. Și Gorbaciov i-a răspuns așa, într-un fel de glumă, sau mă rog, ironic, să trăim până atunci. Deci, sigur că lucrul ăsta... ulterior, aflându-se, a fost un semnal, sau părea cel puțin, nu neapărat o amenințare, dar o glumă sarcastică, dacă vrei. Eu am văzut, apropo de acest pasaj pe care l-am crezut, îl auzisem cumva de el, am crezut că e o invenție a unora din, pentru cum să zic, a deveni mai atractiv în fața publicului. Am citit conversațiile lor din întâlnirea din 4 decembrie de la Moscova. Mm. Stenograma discuțiilor. Și spre final... Asta a fost înainte de Malta. Da. Spre final, primul ministru Olteanu, dacă nu mă știu, era Olteanu primul ministru, nu mai știu cine era. Nu. Nu Olteanu. Nu. Da, Olteanu era cu Ceaușescu, dacă nu mă știu. Olteanu era cu armata, cu asta. Da, era acolo prezent și zice, dumne, am stabilit că oricum primii miniștri ai României și ai URSS să se întâlnească în ianuarie. Și Gorbaciov îi spune lui Ceaușescu, cred că o să trăiești până atunci. Cred că o să trăiești până atunci. Glumind, probabil. O chestie care mi s-a părut dar toată lumea efectiv a crezut scoasă că... din context, fără nicio logică. Bădăline, toată lumea a crezut că e o glumă. Și ce spui tu și ce... Și Ceaușescu nu răspunde și vine, se întoarce la discuțiile pe care le-a puseseră înainte, că asta era spre finalul discuției, și vorbește despre ceea ce s-ar putea rezolva anul viitor.
Mi s-a părut o întâlnire foarte secă, în care Ceaușescu a încercat, într-un limbaj ultradiplomatic, să-l ducă pe Ceaușescu pe linia unor discuții despre deschiderile. A vorbit de Honecker, de Germania de Est, de faptul că nu prea se înțelege cu Honecker, că nu s-a înțeles, că nu știu ce. Și Ceaușescu se făcea că plouă, că da, acolo Republica Federală Germania este cea care influențează foarte mult, lucruri de genul ăsta. Era clar că Gorbaciov a tot încercat să deschidă discuția pe tema schimbărilor și pe tema lucrurilor pe care trebuie să le întreprindă și Ceaușescu, dar vorba lui Gorbaciov, dintr-un interviu pe care l-am văzut cu un jurnalist român, Radu Moraru, cred, i-a spus lui Moraru ceva de genul ăsta: dom'le, cu Ceaușescu era greu să vorbești pentru că era... nu-l puteai opri când vorbea și avea ideile lui, deci nu mai scoteai din ideile lui. Și era foarte greu să încropești un dialog cu el. De asemenea, a spus că nu l-a vrut mort, adică nu și-ar fi dorit să-l vadă împușcat, dar că din punctul lui de vedere, în momentul în care a tras în propriul popor, nu mai avea ce să ceară clemență, pentru că oamenii se înrăiseră și... reacția a fost foarte furibundă. E o poveste mult mai lungă și mai profundă. Dacă s-ar fi retras la Scornicești, ceva de genul ăsta... Bine, asta am citit-o în altă parte. Bine, așa, Jivkov s-a retras, ca și alții de altfel, care au avut norocul să nu fie executați. Însă e mult mai... Și să știi că Gorbaciov, într-adevăr, a făcut această perestroică, dar acolo baza a fost glasnost. Deci ăla a fost, cum să spun eu, fermentul care a născut și perestroica și după aceea toate schimbările. Mai că la noi n-a existat un personaj de ăsta. Și repet, Gorbaciov a fost o persoană acceptată, agreată și impusă la urma urmei. N-a fost așa din senin s-a născut. Atunci, probabil că și ăsta este un... Cum arăta lumea fără Gorbaciov? Poți să comentezi și pasajul. Aveam 19 ani și... știu că aveam senzația că nu se va schimba nimic. Deci aveam puternica senzație că nu se va schimba absolut nimic și mi-aduc aminte că atunci când a venit Gorbaciov, nu știu exact, vizita anterioară, atunci când deja... 97. Da, cred că... când avusese loc, la Brașov niște incidente... care noi n-am aflat decât foarte serios. După da. Un timp. Da. Mi-aduc aminte că părinții, mă rog, prietenii lor și așa, discutau despre cum să sperăm că a venit Gorbaciov și că o să-l determine pe Neanicu să facă ceva, să facă niște schimbări. Toată lumea a sperat chestia asta. Și am trăit cu această... Deci chiar am avut... eram un adolescent, eram un puș, dar am avut această... am zis, dom'le, dacă a reușit Gorbaciov la el acolo, nu va fi greu să-l convingă pe Ceaușescu, poate chiar să-l amenințe, să-l sperie puțin, ca să dea puțin drum. Au trecut lunile, lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc și atunci toată acea încredere s-a transformat într-o dezabângire foarte mare și la adresa lui Gorbaciov. Adică am avut senzația că ne-a abandonat cumva, că a venit, s-a văzut cu nebunul și a zis: descurcați-vă atunci dacă nu înțelegi de vorbă bună, să fii sănătos. Eu cred că pot să-mi imaginez cum ar fi arătat lumea, nu neapărat acum, ci în 89 dacă n-ar fi existat Gorbaciov. E clar că în tot blocul comunist se acumulau tensiuni sociale, în primul rând. Pentru că despre asta a fost vorba, nu politice. Așa cum e în China acum, unde nu e nicio problemă că e un singur partid, în schimb au capitalist pe pâine, probabil că dacă și în Estul Europei ar fi existat acest gen de gândire, puțin ar fi interesat că e un singur partid, cum îl cheamă și cine e președintele lui. Dacă ar fi avut... Dovadă că la sârbi schimbările nu s-au dorit a fi așa de dramatice. Sigur că da. Rapide. Dar tensiunile sociale din cauza privațiunilor, din cauza sentimentului de frică, din cauza... în sfârșit, se acumulau în tot blocul estic, sigur, în țări precum România, mult mai puternic, pentru că aici chiar a fost... un regim autoritar. Un regim mult mai dur și lipsurile erau mult mai mari decât în Germania de Est, de exemplu, sau în Ungaria. Dar e clar că se strângeau și în republicile foste sovietice de acum, se acumulau aceste tensiuni. La un moment dat ar fi izbucnit într-un fel sau altul. Probabil și încurajate din vest ar fi izbucnit. Cu un alt lider în locul lui Gorbaciov, în loc să avem primăvara de la Praga și Revoluția Română, care sigur a fost sângeroasă, departe de ce s-a întâmplat în 68 în Cehia și așa mai departe. Deci în loc de asta, dacă ar fi fost un lider precum Brejnev,
mi-e groază că tot estul Europei ar fi fost înnecat în sânge. Și orice dorință a vreunuia de a se desprinde de blocul sovietic ar fi fost curmată, așa cum a fost curmată în Ungaria, apoi în Cehia, în sânge. Deci pot să-mi imaginez acest lucru. Eu pot să-l cred pe Mădălin că, sigur, Gorbaciov n-a fost, adică n-a venit din spuma mării. Numai că eu sunt convins că cei care i-au facilitat să ajungă în acea poziție nu se așteptau ca în nici 10 ani, mă rog, în 6 ani sau cât au fost, să dispară Uniunea Sovietică. Adică nu cred că pentru asta l-au pus acolo. A, nu. Eu cred că s-au gândit că e un om care totuși nu e chiar sovietic, bolșevic, de la așa. Mai maleabil. Mai maleabil, vorbește bine, are priza aia și va da poporului niște firimituri și atunci totul va fi ok. Cred că Gorbaciov și-a depășit cu mult rolul. Adică sau și l-a luat foarte în serios și a zis da. De aceea a și inventat funcția care până la el nu exista de președinte al Uniunii Sovietice. Deci până atunci era prim secretarul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. El a fost primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice. Deci eu cred că fără el n-ar fi existat ieșirea blocului estic din comunism. Deci Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat. Sau dacă ar fi existat, ar fi fost cu mult mai grav și nu cred că ar fi dus la dispariția războiului rece. Sau la atenuarea lui Eisenstein, la dispariție, pentru că acum războiul rece s-a transformat în mai multe războaie reci, care nu sunt politice, sunt economice. Deci, cred că și acel lucru, și atunci NATO ar fi fost o alianță mult mai ofensivă, pentru că ar fi avut un alt fel de dușman în față. China, cred că ar fi luat un cu totul alt drum. Deci, una peste alta, eu cred că îi datorăm enorm. În foarte mare măsură lucrurile bune care se întâmplă acum în țările foste sovietice sau foste arondate. Dar să știi că nici cei care au promovat venirea lui Gorbaciov ca șef de stat, președinte, nu se așteptau la unele mutări și schimbări pe care Gorbaciov le-a făcut în timp. Și a surprins. În primul rând s-au așteptat la faptul că s-a destrămat URSS. Nu, aia era programat. Păi nu, asta era întrebarea de fapt. O secundă, doar fac o paranteză. Eu cred că a existat totuși un plan. Gorbaciov a fost cel care a fost potrivit pentru îndeplinirea planului. Corect. Că știa toată lumea probabil, da, dintre liderii lumii, unde trebuie să se ajungă, să pice blocul comunist. Cum anume s-a întâmplat asta, cât de repede și cum și-a pus amprenta Gorbaciov, a fost clar. E, nu, problema este. Samiza are dreptate, numai că există aici o problemă. Sau, mă rog, s-a demonstrat că există. Eu știu, din, mă rog, informații, nu știu cât de oficiale, că Gorbaciov a fost promovat, ajutat și ținut mult în poziție de către britanici. Ce spunea Margaret Thatcher? A fost? Da, bine, sigur. Acum, sigur că asta este un concept mult mai larg, așa. După care au aderat și germanii, pentru că de aia s-a și întâmplat cu unificarea. Mai puțin americanii. Ei au avut o rezervă pe care până la urmă a trebuit să o dea la o parte și să adere la ideea de noua cum să spun eu, configurație. Noua construcție, da. Da. Însă Gorbaciov a depășit până la urmă așteptările sau, cum să zic eu, înțelegerile pe care le-au făcut la început și a trecut la o fază... Lui Gorbaciov s-a reproșat și de aici, să zicem... faptul că a căzut într-un fel de izolare așa în ultimii ani, destrămarea URSS, dar în primul rând faptul că au trecut într-o perioadă de sărăcie cumplită, s-au rupt toate aprovizionările, tot sistemul CAER care aducea alimente și o mulțime de produse din toate țările socialiste în URSS. Rușii au cunoscut foamea de-a dreptul câțiva ani de zile, a fost o nenorocire și lucrurile s-au petrecut prea brusc, brutal, practic și, evident, mulți nu i-au iertat lui Gorbaciov acest proces și faptul că Rusia a fost omenită, a trecut prin epoca Yeltsin, cu toate nenorocirile, bandele de mafioți care au pus stăpânire, grupările mafiote care au pus stăpânire pe stat, etc. Am văzut că ai vrut să intervii.
Da, am văzut și comentarii pe net. Păi nu, am văzut asta. Da, dar nu, vreau să spun aleg românilor care consideră un trădător, în sfârșit. A trădat cauza comunismului. Da. Deci îmi imaginez în Rusia. Da, da, mi se pare ușor ciudat, adică să dai vina pe el pentru ce a urmat după ce el n-a mai fost. Presupun că planul nu era ca peste noapte să apară la televizor și să spună Daragai tavarești, nu mai există Uniunea Sovietică. Gata, ne-am săturat unii de alții. Presupun că transformarea Uniunii Sovietice în altceva, s-a încercat după aceea în CSI, dar n-a fost un eșec. Dar bănuiesc că transferul de la Uniunea Sovietică, deci un bloc comunist extrem de, cu conducere extrem de autoritară și centralizată, Moscova și așa mai departe, într-un bloc confederal, dacă vrei, de state în care relațiile economice să rămână și să continue să... Oricum URSS nu mai putea rămâne. Atâta timp cât Caierul se prăbușise, n-avea cum să mai susțină financiar. Puteau fi gândite statele. Și presupun că el le-ar fi gândit în timp, adică ar fi pregătit pas cu pas tot ceea ce s-a întâmplat. În momentul în care el a fost obligat, practic, să-și abandoneze poziția, pentru că, ce să vezi, nu mai exista Uniunea al cărei președinte să fie, a rămas Yeltsin. Yeltsin, care e, practic, principalul artizan al plecării lui Gorbaciov. Yeltsin e de vină pentru tot ce s-a întâmplat după aceea în Federația Rusă, pentru că în loc să reușească să fructifice deschiderea vestului față de Moscova datorită lui Gorbaciov, el țopăia beat mangă pe scenă. Deci pe el asta l-a interesat. Și atunci sigur că în lipsa surselor de hrană din Est, din fostele țări comuniste și lipsei legăturilor comerciale cu vestul, evident că Federația Rusă a trecut printr-o... Ții minte secvențele alea cu Clinton când aproape făcea pe el de râs după o noapte cu Yeltsin, în care a ieșit amândoi la conferința de presă și nu se mai putea abține, râdeau toți jurnaliștii, Yeltsin scutea numai perle. Abia ținându-se pe picioare. Da, nu, și ăsta râdea cu lacrimi, Clinton. Dar știu că vrei să intervii. Da, voiam să spun doar că în 90, totuși, Gorbaciov a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Deci nu este puțin lucru, ceea ce înseamnă că meritele lui au fost recunoscute la acel moment. Sigur. Însă mie mi se pare totuși că el a mai fost în România în 2010, dar nu vorbesc mai despre România. El a avut un rol și s-a oprit cu totul, pentru că n-am auzit pe ceilalți lideri, nici din Statele Unite, nici din Marea Britanie, care să îl primească sau cu care să aibă el dialog. Deci și-a terminat rolul și s-a terminat cu totul cu Gorbaciov. Și atunci îți pui întrebarea de ce. Dacă a avut un rol atât de important și toată lumea i-a recunoscut meritele, de ce s-a oprit toată această povestie? Exact, și-a terminat misiunea. Și atunci a avut un rol, a fost un pion, pentru că până la urmă, dacă ești un artizan, dacă ești un lider, nu te oprești aici. Ai totuși niște legături. El s-a oprit. Da. Sau a fost oprit? Cred că a fost oprit. Iată. Da, și, de exemplu, Lenin. Lenin fusese pregătit de serviciile secrete germane pentru alte misiuni decât cele... Sigur, tot împotriva Rusiei țariste, împotriva familiei imperiale, împotriva... Așa, pentru a destabiliza Rusia în contextul războiului, primului război mondial. Dar în ce s-a transformat Lenin ulterior a fost altceva. La Gorbaciov a fost asasinul de misiune, dacă a avut o misiune și a încheiat-o rapid. Însă revenind la întâlnirea cu Ceaușescu, sunt niște informații, niște relatări interesante din perioada asta premergătoare sfârșitului tragic al lui Ceaușescu, în care se spune că Gorbaciov, pe lângă întâlnirile oficiale, a avut și niște momente, de exemplu, de întâlniri cu Ceaușescu. Una dintre ele s-ar fi derulat în vila lui Drăghici din cartierul Primăverii, în vara lui 89. Seara Ceaușescu l-ar fi dus pe Gorbaciov. Asta zice istoricul Alex Mihai Stoianescu. Și au vorbit ei acolo între patru ochi și erau să se ia la bătaie, să intre gărzile peste ei, să îi despartă. Zice Alex Mihai Stoianescu. Mi-e greu să cred că... Bine, nu m-aș mira să se fi certat. În primul rând, cum să se certe? În ce limbă? Da. Rusă, nu știa ce adică au să fi... Nu știa. Cum să nu știe rusă? Rusă? Cum nu știa. Nu știa rusă? Hai mă, ce naiba... N-a absolvit în Rusia, nu știu, deci, ascultă-mă, Mădăline, hai să fim așa, știm și noi, dragai Hrușciov. Și nouă păgădit. Și e suficient ca să ne luăm la bătaia. Nu zaieți, păgădit.
Nu, deci nu, nu era, că n-avea cum să spun, cum să zic eu așa, puterea să, sau cunoștința să poată întreține o discuție cu Gorbaciov în limba rusă. Oră, Gorbaciov se pare că i-ar fi sugerat să se retragă la Scornicești. Să aibă un sfârșit ok, să nu se întâmple lucruri. Nu, dar nu, 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 stați un pic, domnule Voicu, că nu el a sărit. Dacă mă întrebați pe mine, ea a fost cea care n-a fost acolo. Pe numai că erau doar doi, dar mișto. Eu nu cred că ea n-a participat. Deci nu credeți că a existat acest Dacă nu era oficială povestea, ce Dumnezeu? Poate ori fi ridicat vocea. Ceaușescu o fi ridicat tonul la un moment dat când i s-a părut că Gorbaciov devine prea insistent. Adică e posibil, dar nu se ia la bătaie. Și vezi pe Ceaușescu, m-am uitat, eu am uitat cum arăta Ceaușescu în 89. Era deja aproape decrepit. Și imaginezi sărind la bătaie, totuși la Gorbaciov, care era în floarea vârstei. Adică, mă rog. Ceaușescu, noi, din cât l-am cunoscut eu și am avut ocazia să-l întâlnesc, la Predeal ne trăgea cu Sania, la Snagov stătea cu noi și râdeam, făceam bancuri. Bancuri chiar cu el. Asta am vrut să întreb cu el. Problema în perioada în care era și el mai... Nu, dar el nu era nu era ranchiunos, nu era un tip să țină supărare sau pagubă, așa, nu știu cum zic românii, da? Și nici nu era un tip foarte pregătit politic, să zic. El avea un instinct, e adevărat, avea o licărire așa, avea tot felul de chestii care îi surprindea și pe cei care erau în preajma lui, știi, de multe ori. Însă nu era un tip nici bătăios, nici ăsta, cum să zic eu... Genial. Avea scripiri. Da, era plat. Da. Și avea într-adevăr niște chestiuni sau chestii firești, normale, pe care probabil că gradul, funcția asta... Nicu și-a luat vreo palmă de la... Nu, no, de la măsa. Deci mama, maică sa, da. Leana bine, nu... Nu, el era un tip care nu făcea scandal, era împăciuitor, sigur că ne mai certa din când în când că făceam tot felul de prostii, dar nu era o problemă. Problema era că el era un tip care, dacă nu era condus, controlat sau, cum să zic eu, ținut în frâu, putea să-ți facă surprize. Dar n-a fost niciodată cazul să... Asta cu bătaia cu Gorbaciov mi se pare de... Hai să mai vedem un pasaj. Ioan Mircea Pașcu a fost un ministru al apărării într-o discuție cu Marius Tucă. Cred că recentă au vorbit despre întâlnirile între Gorbaciov și Ceaușescu. Gorbaciov se întâlnește la Moscova cu Ceaușescu. Ce rost a avut? La începutul 2 decembrie. Chiar la începutul decembrie, cu 3 săptămâni înainte de căderea lui Ceaușescu. Ce rol a avut această întâlnire la Moscova, domnule ministru? Eu am avut la un moment dat, la începutul anului 90, am avut o întâlnire, a venit în România un mare om de afaceri care se prefigura atunci pe zona asta energetică. L-am primit că a venit într-o vizită oficială și a venit și la președinție, l-am primit. Dar el avea un translator. Și băiatul ăsta mi-a mărturisit că el a fost translatorul la întâlnirea lui Gorbaciov cu Ceaușescu. Și el mi-a spus atunci, deci doamne, nu știu dacă e adevărată sau nu, adică dacă e o sursă orală importantă. Da. Ce a spus? El a spus următorul, că i s-a spus lui Ceaușescu să lase tot, să ducă la Scornicești și va scăpa. Cum a scăpat Todor Jivkov. Incredibil. Da. Și Ceaușescu a venit acasă și a început să agite problema Moldovei. După această întâlnire. Da. După ce Gorbaciov i-a fi spus asta. I-a spus asta. Ce, du-te acasă, retrage-te la Scornicești, lasă totul așa, cum s-a întâmplat în Bulgaria. Pentru că Todor Jivkov s-a dat la o parte și l-a lăsat pe Mladenov. Și a scăpat cu viața. Și a scăpat până când, până când a fost arestat. A fost arestat și mai departe. Da. Acum... E o declarație. E o declarație. Care a fost translator atunci, la asta am aflat de la băiatul ăla. Bun. I-ar fi spus în întâlnirea de la Moscova din decembrie, bă, retrage-te la Scornicești, too late, e prea târziu, lasă-o și tu așa. Întrebarea logică sau de bun simț, dacă s-ar fi retras, scăpa Ceaușescu de execuție? Adică decembrie, tot ce s-a întâmplat în decembrie n-a fost chiar o surpriză pentru Ceaușescu? Cineva i-a aruncat o idee și el a fost atât de... I-a sugerat sau i-a spus pur și simplu
Și el a fost atât de îngust încât în decembrie a strâns oamenii și a avut acel discurs pe care îl știm cu toții. Ceva nu e în regulă aici. Ce a făcut-o singur cumva? Sau i-au făcut-o? I-au făcut-o, e clar că i-au făcut-o. Dacă s-ar fi retras, întrebarea rămâne. Ar fi scăpat de execuție? Probabil că dacă s-ar fi retras, ar fi făcut-o oficial și ar fi dat demisia. Urmau niște proceduri. Clar că nu mai putea fi împușcat. Deci noi suntem oameni normali. Nu asta s-ar fi în maniera aia. Tu crezi că noi, mă rog, bănuim că acel meeting ultimul, da? Din 21 a fost decembrie. Organizat de către Ceaușescu? Sau, cum să zic, de către uzina 23 august sau nu știu ce alte, să zic așa, entități care aduceau oameni, știi, când era... Știu o chestie foarte tare despre asta, vă spun. Așa, deci nu, a fost o chestie programată, ca de altfel și răzvrătirea ălora din spate de lângă ATN Palace, care la un moment dat au dat drumul și la țipete și la tot felul de alte chestiuni, da? Deci nu ne gândim ca proști așa, bă, s-a întâmplat, că de fapt dacă nu făcea adunarea aia, nu s-ar fi întâmplat. Era, nu, asta era o rezervă, deci puteai să ai un efect, cum a avut de altfel această demonstrație, dacă nu era pregătit altceva, dacă nu se făcea demonstrația, știi? Și atunci tot era o chestie programată. Nu putem să negăm chestia. Mi-a povestit un regizor foarte important, unul dintre cei mai semnificativi regizori români, cu niște premii interne și internaționale, că în 21 decembrie, fiind prezent la meeting, și în zonă, cel puțin în zonă, în sensul că printre cei care au plecat de la meeting, un personaj din securitate l-a oprit, l-a recunoscut, adică l-a recunoscut după ce a văzut buletinul și a înțeles bine despre cine e vorba. Și după ce l-a luat tare, i-a zis, moșule, vezi de treabă, mâine vin muncitori în stradă, de la uzine. Deci se știa de în 21 decembrie că în 22 vor ieși băieții, vor ieși sutele de mii de muncitori dinspre uzine, așa. Lucrurile erau destul de clare și Ceaușescu, sigur, a scăpat lucrurile de sub control. Dacă s-ar fi retras la Scornicești, bănuiesc că și istoria României post-decembrist ar fi fost un pic alta, în sensul că acel nucleu conspiraționist, sau mă rog, cel care a pus mâna pe putere în situațiile respective dramatice, ar fi trebuit să aștepte sau ar fi dus niște lupte, bătălii cu alte nuclee, pentru că totul ar fi trebuit să aibă o alură oficială. Și nu știu dacă Ion Ionescu ar mai fi ajuns așa ușor la putere sau militarul păi sau nu, puțeia. Nu, dar stai puțin, Mădălin. Deci dacă a existat un plan și din acest punct de vedere și se știa că Ceaușescu va pica într-o formă sau alta, că bănuiesc că exista un plan de rezervă întotdeauna, cum spune Mădălin, crezi că planul ăsta s-a oprit la cade Ceaușescu? Nu. Ce urmează imediat după ce pică Ceaușescu într-o formă sau alta. Corect. Deci, cred că Ionil Iescu a fost la grea de ruși în acel moment. Altfel, mi-e imposibil să cred că totul s-a aranjat și pe urmă s-a tras linie și de aici încolo românii s-au descurcat. A fost agreat nu numai de ruși. Nu numai de ruși. Pentru că, hai să fim serioși, rușii ori fi avut un cuvânt, au un cuvânt în continuare, să zicem, da? Aveau atunci. Bun, atunci cu atât mai mult. Dar nu era suficient. Deci, ca să dau un exemplu așa în paralel, să știi că... Tot britanici? China nu-și face proiecte de pe un an pe altul. Ei fac 100 de ani înainte. Știu care este cărarea, drumul, calea, știi? Așa că și în cazul României a fost un proiect mai elaborat, care a avut, mă rog, să zicem, cel puțin 2-3 ani de pregătire și de schițare a evenimentelor care urmau să se întâmple. Deci nu e la nimereal așa, aibă pe cine punem, hai să dăm la sorți, ce naiba. Tot din atmosfera asta întâlnirilor între Ceaușescu și Gorbaciov și cu asta încheiem, trecem spre alte pasaje. Mi-aduc tot așa din discuțiile, din niște lucrări istorice, am văzut o relatare a unuia dintre subalternii lui Gorbaciov, care fusese prezent la lucrările Congresului al 14-lea al PCR, care când s-a întors, întrebat fiind de Gorbaciov ce s-a întâmplat, fă-mi o sinteză, zice, dom'le, este o nebunie, deci, în condițiile în care se întâmplă ce se întâmplă acum în Estul Europei și la noi, m-am ridicat de sute de ori în picioare câteva zile, a trebuit să aplaud, asta i-a zis, deci îi spunea lui Gorbaciov cuvânt, m-am ridicat de sute de ori în picioare,
îl aplaudă, n-am pucut să spun un cuvânt, îl aplaudă. Orice gest face, niște aplauze. Oamenii, nu știu, sunt pregătiți să... Erau instruiți, mă. Da, instruiți. Sunt pregătiți să aplaude din orice. Și a băgat degetul în nas, să aplaudă. Deci e... N-ai, e, s-a luat o razna, gata, cam asta era concluzia. N-ai ce să faci cu ăsta, n-ai ce să faci cu România, ăsta e regimul, e, trebuie schimbat, că e clar, e anchilozat. Iată ce spunea Gorbaciov în anul trecut, deci cu un an înainte de sfârșit, despre la 30 de ani de la destrămarea URSS și în condiții în care trupele ruse începeau deja să îndrepte spre granița cu Ucraina, despre americani, despre lume, zice așa despre americani, li s-a urcat la cap aroganța, autosatisfacția. S-au proclamat câștigători în războiul rece, în condițiile în care împreună am salvat lumea de la confruntare. În ultimul interviu, acordat în decembrie, practic, 2021, agenției de presă de stat RIA Novosti. Cum se poate spera la relații de echitate cu SUA, cu Occidentul în această situație? Denunțând triumfalismul Washingtonului. Potrivit fostului lider sovietic, tabăra occidentală dorea să construiască un nou imperiu, astfel s-a născut ideea extinderii NATO. Mă rog, începuse și el să meargă pe linia retoricii oficiale. Iată imagini cu el din perioada asta a bolii, a convalescenței. Totuși se acorda, i s-a acordat până la final o anumită, cum să zic, i s-au acordat anumite beneficii, înlesniri, onoruri. A fost totuși președintele Statelor Unite. Și e încă, cred că pentru mulți oameni e încă un simbol. Adică, cred că pentru mulți oameni, mai ales după ce s-au decantat, au dispărut unele generații, chiar și în pe fostele Republici Sovietice, în Federația Rusă. Cred că e greu, dacă nu ești rău intenționat, e greu să nu dai cezarului ce e al cezarului. Adică, indiferent de ce a fost în spate, de ce, e greu să nu îi vezi meritele, da, aici pentru spitalul ceea în care ce a decedat. Și atunci, cred că în timp, toate aspectele negative, mai ales că el a tăcut, adică el a stat în banca lui, n-a fost genul să iasă tot timpul și să se bată și să zică eu, de ce nu mă băgați în seamă, dar de ce nu... Eu aici am o altă teorie. Eu nu cred că a făcut-o nici de frică și nici... Eu înclin să cred că a făcut-o din dezamăgire. Și pentru că și-a dat seama că rolul lui... Și-a încheiat misiunea. Și-a încheiat rolul lui, da, dar nu neapărat misiunea. Și-a încheiat rolul și îi va fi foarte greu, pentru că pe el l-a luat prin surprindere ceea ce s-a întâmplat atunci cu încercarea de lovitură de stat și așa. Pe el l-a luat prin surprindere. El nu se aștepta ca din propriul anturaj să apară unii care să lupte la modul ăsta cu el și cu ceea ce voia să facă. Apoi când a văzut că lumea nu îi acordă meritele, mă rog, atenția și nu-i recunoaște, nu-i apreciază la adevărata valoare meritul de a fi transformat totuși jumătate din lume. Eu cred că a fost și o mare, foarte mare dezamăgire pentru el. Plus că, și aici n-am discutat, despre rolul Raisei, care eu cred că a fost soției, care cred că a fost extrem de important și pentru reformele pe care le-a făcut și pentru a sta deoparte după căderea Uniunii Sovietice. Eu cred că ea a fost un factor de echilibru extrem de important pentru el. Față de Ceaușescu, care din păcate a beneficiat de doamnă compulsiv. Raisa Gorbaciov, murind, da, cred că în 1999 de leucemie, ca să înțeleagă telespectatorii. Dar apropo de Gorbaciov, e atipic din foarte multe, a fost atipic din foarte multe puncte de vedere. Nu știu dacă vă mai țineți minte, hai să dăm full screen. Niște secvențe, a jucat efectiv într-o reclamă la pizza. Ceea ce nu l-am fi văzut niciodată, în postura în care nu l-am fi văzut niciodată pe Iliescu sau pe oricare din președinții scrobiți și ai României. Gorbaciov a făcut o reclamă la pizza? Da, hai să vezi, a participat la o reclamă la pizza. Puteți să dai cu un pic de volum? Că asta n-am mai știut-o. Da. E incredibil. Gorbaciov. В экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат. За Горбачёва! За Горбачёва! За Горбачёва! За Горбачёва! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Mi se pare senzațional momentul ăsta, da? Dar Pizza Hut e din Statele Unite, citeam acum.
Adică... Și-o fi luat și el doi poli. Da, da, îți dai seama că și-a luat. Mi se pare că e mai mult decât foarte atât, tare știi? Discuția. Ați văzut discuția? Da, da, da. Din cauza lui avem instabilitate, avem haos economic, cum dar spunea... Avem speranță, oportunități. Da. Celălalt spunea, avem speranță, oportunități, libertate. Cel tânăr. Cel tânăr. Ce spuneam eu, diferențe da. De generații. Deci a fost construită această reclamă la Pizza Hut, repet, un brand american, pentru Gorbaciov. Nu putea oricine să joace acest rol. Eu cred că nu putea nimeni în afară de el să joace. Păi nu, asta zic, s-a construit reclama după adică... el. Vă arătăm însă și cum percep românii moartea lui Gorbaciov, pentru că românii întotdeauna au un fel special de a face omor în astfel de situații. Hai să arătăm și aceste secvențe, după care trecem. Ion Iliescu, mesaj pentru Gorbaciov. Montaj. Măi, Gorbi, mă, și tu te-ai dus de tânăr. N-ai cum să nu râzi, ăsta e românul. Auzi, da, știi, o chestie pe care acum mi-am adus-o aminte, că am mai auzit o discuție legată de fronturi. Să știi că nu degeaba o parte din planetă pupă tot timpul la americani în toate locurile. Asta e tot ca să un fel de adormire, înțelegi? Adică sunt convins că sunt multe popoare, multe țări care au disconfortul, trăiesc disconfortul ăsta cu America, stăpânul lumii și cu, mă rog, formele astea de dominație, vrând nevrând, trebuie să o accept, știi? A spus și... o spune Borel în limba lui ăsta, comisarul european, ce e, înaltul reprezentant. Ei sunt ținuți acolo să lui. Creadă că toată lumea îi mângâie pe crește și că să rămână și mulțumesc, nu știu, dar lucrurile nu stau chiar așa. Se schimbă. Lumea se schimbă. Am mai vorbit și o să o surprindem în permanență. E în plină schimbare. Borel zicea ieri, nu? Că la Praga, dacă nu mă înșel, că este o lume a imperiilor. Trăim într-o lume a imperiilor. Bine, a constatat și el treaba asta. Da. Și că fostele imperii încep să redevină imperii. Gen Rusia, Turcia, China, lucruri care sunt importante pentru că sunt spuse de înalți oficiali UE. Hai să vorbim despre un caz care a generat foarte convulsie aproape pe internet și în spațiul public din România în această vară, după declarația lui George Buhnici, cunoscutul vlogger, legate de femei, de cum ar trebui să apară ele pe plaje, pe plajele din România. Pentru că astăzi, dacă nu mă înșel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a amendat pe George Buhnici. Deci, practic, Buhnici nu plătește doar prin milioanele de comentarii acide la adresa lui, sutele de mii de comentarii acide la adresa lui din această perioadă, și din faptul că probabil a pierdut foarte multe contracte, că și-a făcut, și-a creat singur probleme mari în zona colaborărilor pe care le avea, dar ajunge să plătească la propriu din buzunarul lui 20.000 de lei amendă. Va fi nevoit să scoată din conturi. Cei 7 membri care au făcut parte din CNCD au decis cu unanimitate de voturi sancționarea lui, pentru că în luna iulie, în emisiunea care, mă rog, a difuzat acele imagini, el ar fi discriminat și încălcat dreptul la demnitate umană. Și ca un exemplu pentru a nu se mai întâmpla astfel de situații. Cum? E o exagerare, Mădăline. Da. Fraților, eu sunt dependent de femei și o recunosc și asta e o chestie pe care, cum să spun, o afirm și o confirm. Nu știu ce cât de mult a jignit sau a deranjat ce a zis Buhnici, că nu asta e important. Bun, și faptul că a băgat-o pe soția lui în cadru spunând, uite cum arată, e aproape bine, minoră. Asta este... Nu? Da, să știi că... Ca o minoră. Nu fac eu pe judecătorul, că nu-s de la asta de discriminare. Vreau doar să spun că, în general, un om normal încearcă sau își dorește să nu deranjeze pe ceilalți, indiferent că e vorba de bărbat, de femeie, dacă mie nu-mi plac diferențierea asta, mie mi se pare de multe ori ușor extravagantă sau exagerată. Problema nu e cum arată femeia, problema este cât de mult înțelege, poate și sprijină și ajută și completează tot ceea ce se petrece în lume. Nu că e cu celulită deci sau... Ești prea filozof. Deci, na, nu asta e important. A, sigur, dacă te duci la un bar și vezi pe o domnișoară, mă rog, la bară, care e diformă, sigur că te miri, crezi că e o glumă, nu? Dar eu vorbesc în general. Faptul că unii interpretează ca pe o jignire sau ca pe un afront
El a zis că vrea să vadă numai femei lucrate. Cam asta era ideea, nu? Nu știu. Mai, stai puțin, când Madalina a dat acum un exemplu. Dacă vezi o femeie pe bară și o vezi diformă, ți se pare că e o glumă. Nu, dacă e la bară, trebuie să arate într-un fel, punct. Păi, dar dacă e pe plajă, nu mai trebuie să arate. Este fiecare cum își asume. Este absolut treaba ei. Dar să spun, uite, din punctul meu de vedere... Dacă nu arăți ce trebuie și cu celulită, te duci la săliță, cam asta spune el, îți reglezi probleme. Da, ideea este că celulita nu se duce n-are cu sala, cu n-are nicio legătură. Da, mă, dar tu te uiți tu bărbat, te uiți la o femeie care e grasă. Adică mi se pare puțin extravagant. Dar treci pe lângă ea, n-o critic. Nu-ți place. Dacă întreba cineva ce fel de femeie îți plac, și el spunea, mie îmi plac cele minore și slabe și... Ok, el a transformat-o, el a transformat-o în... Ce căutați graselor, urâtelor, cu vergeturi? Ce căutați voi pe plajă? Așa a început. Noi când mergem vrem să vedem. Dar cine ești tu? Da, corect. Și de ce trebuie să țină cineva cont de ce vrei tu și de ce ai vrea tu să vezi pe plajă? Deci, scuză-mă, continuă că nu trebuie după aceea. Deci de asta zic, a fost mai mult decât o sică. Acum toată mai zice, cui îi plac grasele și... Nu contează. Da, unora le plac grasele. Unora le plac... Nu asta e importanță. El nu asta a spus. Deci el stai nu puțin, asta plaja, a spus. Plaja este pentru toată lumea. Sigur. Că ești gras, că ești slab, că ai celulită, că n-ai celulită, este fix problema ta cum arăți și dacă nu-ți place cineva, treci pe lângă. Și dacă îți place cineva, tot trebuie să treci pe lângă, pentru că altfel poți să fii nesimțit și să-ți o iei. Dacă îmi permiți, da? Deci dacă îți place cineva, nu te uiți ca prostul. Da, te uiți, treci și gata, corect. La revedere. Nu te treci pe lângă ea și o aplauzi. Da? Deci o chestiune care ține... Ce bine arăți minorul. Da, nu, deci e o chestiune care ține de opțiune personală. Însă, hai să ne amintim un lucru. El nu a fost prima lui abatere, că pe mine asta m-a șocat. Interviul pe care l-a avut cu acea persoană, era un reporter de sport sau ceva de genul ăsta și vorbeau despre o fetiță de 13 ani pe care buhnicii spunea nu e așa că ai luat-o după aceea în club, omul fiind absolut jenat. A spus cum, are 13 ani? Cum, are 13 ani? Cum se fac așa ceva? Și el a continuat și a spus lasă că poate se taie la montaj și iarăși a continuat. Adică mi s-a părut că a fost amendat. Nu neapărat pentru că a făcut o primă, nu numai pentru asta, ci pentru faptul că recidivase acum. Corect. Și atunci, iartă-mă, un astfel de și personaj... Și despre soția lui s-a spus că a avut niște ieșiri atunci, la rampă. Iartă-mă, când un astfel de personaj persistă cu o astfel de greșeală care este uriașă, repet, nu vorbim despre... Bun, deci amenda se justifică? Da, din punctul meu de vedere, da. Pentru că, repet... E mică, e mare... Da. Mi se pare foarte mică, dar eu cred că l-au taxat alții mult mai tare, având în vedere că nu mai are contracte. Da. Bun, și faptul Consiliul l-a amendat, nu îi va crea probleme suplimentare în relația cu factorii comerciali? Absolut. Cu antreprenoriat? Acum nu mai e vorba de comentarii pe Facebook. Acum e vorba de o decizie a unei instituții din România care cu asta se ocupă. Adică foarte greu, orice departament de marketing va mai dori să lucreze cu un astfel de influencer în momentul în care pe el, în pieptul lui e cuson, am fost amendat pentru discriminare. Eu vreau să spun altceva. Amenda nu e mare în sine. Da? Înseamnă 4.000 de euro. Da. E mare raportat la nivelul amenzilor pe care le-a dat CNCD-ul până acum. E singurul lucru care pe mine m-a surprins un pic, pentru că Băsescu pentru puțită a luat 3 lulele. Adică CNCD-ul poate a intrat într-o altă epocă, mă gândesc. Poate a decis să mărească și de acum încolo vom vedea numai astfel de amenzi. Dar raportat la trecut, amenda asta este cea mai mare. Dar de meritat o merită... Hai că și inflația a crescut. Da, e adevărat. Da. O merită pe deplin. Și vreau să mai spun altceva. Cei ca el nu înțeleg altceva. Deci el nu, ca dovadă că el și-a cerut scuze după o săptămână și ceva. E important ce spui, fii atent, că a venit cu replică totuși astăzi. Imediat, ca să nu fiu influențat de ea, că nu știu de ea. Poate că e lunguță. Deci omul nu a reacționat după ce au apărut comentariile și acuzațiile în online unde el trăiește sau din care el trăiește. A reacționat de-abia după ce BCR-ul a dat semnalul. În momentul ăla a ieșit cu niște scuze absolut penibile. Deci se vedea că nu crede, adică ce spune el acolo nu are nicio legătură cu ce din gândește. Din dorința de a mai recupera un pic din... Deci el doar asta înțelege. Imagine. El nu înțelege nici de bun simț, el nu înțelege cu ce a greșit. Probabil că în capul lui are aceeași chestie. Dar ce eu am spus că nu-i hai să vedem dacă înțelege. Fii atent la nuanțele și la limbajul pe care îl folosește
în ieșirea la rampă de astăzi. Nu putem să dăm toată, cum să zic, pledoaria lui. O puteți găsi pe YouTube dacă vreți să auziți ce spune. Hai să urmărim două minute din ce a declarat astăzi după amenda pe care i s-a acordat. Am aflat dintr-un comunicat de presă că am fost sancționat cu amendă de către Consiliul Național pentru combaterea discriminării. E vorba despre afirmațiile din interviul acordat unei televiziuni la Festivalul Neversea. În același mod, am mai aflat inițial că sunt investigat, din presă am aflat pe surse că m-aș fi eschivat la prima audiere și tot din presă am aflat apoi stadiul anchetei, iar apoi chiar și primele argumente pentru această decizie. Anumite publicații au, iată, mai multe date din acest dosar decât am eu, care sunt parte. Vorbim despre o decizie pe care încă o aștept și fără de care nu pot decât să speculez ce s-a reținut legal în acest caz. Însă derapajul meu de la festival a suscitat, iată, mai mult interes decât multe din materialele pe care le tot public eu de 25 de ani de când sunt jurnalist. Înțeleg de ce. Și regret în continuare că am amestecat unele cuvinte, unii termeni care nu au legătură. Regret și limbajul folosit în acel interviu din Creierii Nopții, dar intenția mea nu a fost niciodată să jignesc. Nu am ascuns că în primul an de pandemie am trecut și eu printr-o creștere în greutate. Se vede pe YouTube, unde am tot publicat clipuri și atunci. Am trecut și printr-o depresie și o serie de probleme medicale asociate. Am început să mă pun însă pe picioare prin sport și o alimentație mai sănătoasă. Dar nu sunt încă acolo unde mi-au recomandat medicii cu care lucrez. Că poate nu sunt eu cel mai în măsură să predic despre avantajele unui stil de viață sănătos, e foarte posibil. În orele de emisiuni televizate dedicate acestui subiect, politicieni, doctori și psihologi, care nu m-au cunoscut vreodată, m-au catalogat ca fiind posibil impotent, pedofil, dezechilibrat sau un soț abuziv. Suntem urmăriți de unii fotografi de prin mașini și se inventează povești ciudate despre viața noastră privată. Pe acest fond de scandal mediatic alimentat de o parte din presă, am primit prin social media amenințări și jigniri dure, unele demne de o cercetare penală. De mai multe ori. Bun, pledoaria e mult mai lungă, sau discursul e mult mai lung și o parte bună din această pledoarie se referă la sport, cât de bun e sportul în general. Mi se pare că s-a victimizat un pic. Un pic? Mă rog, deci am fost și eu drăguță. Deci o victimă și în continuare el nu a înțeles ce a greșit. Deci el a folosit niște termeni nepotriviți și un limbaj mai așa. Nu despre asta este vorba. Nu despre sport. El n-a vorbit acolo fetelor, trebuie să facem sport că e sănătos. El a spus, noi când venim pe plajă nu vrem să vedem unele ca voi. Noi vrem să vedem niște minore care arată fără vergea. El asta a spus. Adică, în continuare, mie mi-arată că am avut dreptate în ceea ce am spus înainte să aud... Da, din prostie a spus chestia asta. Nu pentru că ar fi... Eu cred că așa către... gândește. Da, nu către minore. Dacă nu deși ai văzut interviu... coroborat cu aia cu 13 ani... Care a fost mai gravă decât nu vreau asta, să fac procese de intenție. Oricum, e ușor ciudat să spui, ia uite soția mea care arată și acum ca o minoră. Adică, nu știu dacă ăsta e un compliment pe care un soț l-ar face soție. E ușor needucat. E ușor foarte... În limbaj liber ne-am prost. Deci, se victimizează. Eu l-aștept aici oricând. Dacă ceea ce e un semn că nu a înțeles. Se plângea că, și mi se pare normal, că nu l-au chemat, nu l-au sunat televiziunile atunci când s-a discutat despre el. Eu l-aștept oricând aici, poate să vină să explice. În discursul ăsta a vorbit foarte mult despre sport și despre viața sănătoasă. El, de fapt, a vrut să ia cumva să șteargă cumva imaginea aceea, să mute atenția pe partea cu sportul și cu viața sănătoasă. Da. Unde are dreptate. Într-adevăr, românii nu fac sport. Într-adevăr, românii au foarte multe boli derivate din alimentație nepotrivită și din obezitate. Românii ar trebui să facă mai mult sport. Dar n-are nicio legătură cu ce a spus el. Hai puțin să ne înțelegem. Că chestiunea asta cu viața sănătoasă și cu alimentele sănătoase, dacă vrei, putem să discutăm 3 zile. Da? E o chestiune absolut subiectivă. Că intrăm în pauză, mai avem și alte povești pe care le-am abordat astăzi. Sunt chiar foarte, foarte interesante. Și despre Elena Udrea avem câteva știri. Vorbim și despre primele consecințe drastice în privința alimentației a laturii culinare care se produc în Franța. Ai început și tu acum. Din cauza facturilor. Atenție! Din cauza facturilor. O să facem reality show despre facturi începând din toamna asta, probabil de anul viitor se va schimba. Că n-o să putem scăpa de subiect. Nu vor mai fi reality show amoroase, ci amorul va deveni foarte straniu, se va face la 0 grade, la de-astea, știi, cu
extrem, va fi altceva. Și o să ai aceiași invitați ca să știu dacă am vreo șansă. Va fi o chestie extremă să faci amor în casă, știi, la 15 grade, la 10 grade, la 13 grade, la... Mă rog, va fi... totul se schimbă, totul se va schimba. Avem și câteva... Vorbim și despre scandalul Trump Biden și Hunter Biden, laptopul lui Hunter Biden. Este foarte important, este o mega încleștare acolo. Gândiți-vă că ieri Trump a cerut să fie numit președinte. Să se realegeri. Mi se pare foarte puternic. Astăzi un agent FBI a făcut un gest interesant care merită comentat. Rămâneți alături de noi, ne revedem imediat.